E mâine în 4 luni în finala. Acasă! Acasă! Doamne, Ioane, dar nu ți-am făcut nimic. Draga mea, spune-le asta prietenilor tăi. Deci că prind un moment când... Păi da, ei spun... În ce m-ați băgat? Ei fiind prietenii tăi, eu cred. Pare rău, geaca ta m-a fi acolo. Nu știi care e geaca ei. Nevinovată, e o cad nevinovat. Să văd, poate iau și ceva de atât. Păi ce ți-am făcut? O brațicură. Preventiv. Preventiv. Ha. Deci îți dau una în gură preventiv. Să vezi ce s-o iai preventiv. Deci ce s-o iai tu preventiv. Diva, așa. O să vezi tu panul. O să vezi tu panul. Coane, Ioane... Sus ce-ți dau? Sus pe dulap. Sus pe toate hainele tale o să fie sus aici. Când o să te îmbraci pentru emisiune, o să caut sus aici întâi. Aolo. Îți fie obraznic că... S-o iai. O să am eu grijă să-ți muți șifonierul aici. Nu fi pufi că te umfli. Nu fi pufi că ți-o iai. Să termină iaurt. Stai să termine iaurt. Hai la când să pui la dulap. Deja știu. Ce? Este vorba despre un mesaj. Hai. De la chestia de astăzi. De la ce chestie de astăzi? Hai. Mama a pus Laura, de... i-am zis aseară lui Laura să și mi-a trimis. Ce ți-a trimis? Ghidu. Nu, puzzle. Ți-ai zis într-o dată puzzle? Stai. Lore și Ionuț, vă doresc sărbători fericite, multă liniște și fericire. Zuza mea frumoasă, eu voi fi prima care voi veni la nunta ta. Mireasă, eu vreau în acest an să te văd pe tine. Eu închei doar căsătoria, deci aveți timp să fiți prezenți amândoi. Ionuț, ai grijă de frumoasa mea și încearcă să o înțelegi și așa mai plângăcioasă. Vă pup și vă iubesc, Laura. Nebună, te iubesc extrem de mult, mi-e dor de tine și mă bucur că ai auzit mesajul meu, să mai trimiți un trandafir din când în când și să mai scrii cu un mesaj. Și... o să chefuim amândouă. Mai mult decât ei, înțelegi ce vreau să spun, nu? Nu o să chefuiți pentru că o să fiu de față haosc. Dar o să chefuim. Yeah. Și ce o să chefuim? Adică ei nu o să chefuiască, o să chefuim noi mai mult decât ei. Adică... Pentru Loredana și Ionuț, zurlinii mei frumoși, am asistat la cea mai naturală ceartă. O așteptam. Am fost la fel de intensă și pasională ca și dragostea voastră. Ca și susținător, nu am nimic de spus pentru că a fost vorba strict de relația voastră. În această relație, noi nu avem dreptul să intervenim. Îmi doresc din suflet să fi fost constructivă și amândoi să înțelegeți dorințele celuilalt. Copiii mei dragi, tonul face muzica. Atât doresc să vă spun. Și noi, cei de afară, vă rugăm pe amândoi să nu vă mai lăsați influențați de răutățile din jurul vostru. Lore, vedem și noi privirile, auzim cuvintele ce ți sunt adresate printre dinți, zâmbetele ironice la adresa ta venite de acolo de unde niciodată nu te-ai fi așteptat. Fii tare și nu mai pune la suflet nimic. Tratează-i cu indiferență și nu-i lăsa să-ți otrăvească sufletul și să vă afecteze relația. Iar tu, Ionuț, apreciază femeia pe care o ai lângă tine. Știut să șteargă lacrima și oricând poți pleca cu ea la drum. Vă iubesc, copiii mei frumoși, și nu renunțați niciodată să luptați pentru voi. Cu drag, Ana Maria Boji. Da. Vreau să mulțumim frumos, Ana Maria Boji, și noi nu ne certăm, noi discutăm, pentru că dacă nu am discutat... Dacă nu am discutat, ar însemna că am fi niște oameni falși și noi nu ne certăm, preferăm să discutăm și să vedem unde stă problema. Mamă!
Stai să, lasă să-l citesc. Mai lasă să citești. Da, citește bine. Ei, ce înțeleg? Nu dragii noștri? Da, ce lasă. Lore și Ionuț. Dragii noștri Zurlin, Zuzulin, Lore și Ionuț. Suntem și vom fi aproape de voi, indiferent de situație. Vrem să știți că voi decideți cum și ce să faceți, să vă fie bine acolo, printre prieteni. Alegeți să vă manifestați frumos, fără jigniri sau discuții contradictorii care să vă afecteze relația. Tensiunile care se vor ivi nu trebuie să-și facă loc printre voi. Nu vă fie teamă să vorbiți în emisiune, explicați și asumați-vă totul. Greul abia acum începe. Nu vă lăsați, nu vă lăsați, luptați demn și fără teamă. Acolo prieteniile și prieteni, vin și pleacă. Vin și pleacă. Odată cu timpul. Lore, Lore, fata noastră frumoasă, lasă-mă, mă. Te rugăm, fii hotărâtă și fermă, așa cum te știm. Nu te mai lăsa târâtă în materiale și încearcă să ocolești propastia în care se vrea să cazi. O prietenie înseamnă mult. Un prieten adevărat este acela care îți spune ceea ce îl deranjează în față și nu te târăște prin materiale. Tu, dacă ai ales să nu vorbești, este decizia ta, dar ai grijă că poate să te afecteze mai mult. Ionuț, noi suntem conștienți că nu este ușor în competiție, dar să știi că relația voastră este cea mai importantă. V-ați clădit relația pe sentimente reciproce, nu pe recomandări. Recomandările nu și-au rostul. Afară aveți familia și prietenii adevărați. Ionuț, cu ocazia Sfintelor Florii, noi îți urăm la mulți ani sănătate, tot ce îți dorești, să fii iubit și să te vedem fericit lângă fata pe care o iubești. Să ne trăiești, Florin. Îndrăznim să vă dăm câteva sfaturi. Lore, tu știi cel mai bine ce să faci cu privire la prieteniile din casă. Nu trebuie să fii medaliată. Tu poți fi o prietenă adevărată și fără acest titlu omoforic? Sau? Uh-huh. Așa. Parcursul celor 7 luni ai fost aproape de cea care te-a jignit. Ai ținut-o în brațe chiar dacă afirmă că te vede ca pe o soră, ca pe sora ei mai mică. Ai făcut și ai arătat că știi cum să fii un prieten adevărat. Nu ești invidiată pentru locul ocupat în clasament, ci pentru că aveți o relație cum mulți alții își doresc. Tema este motivul invidiei. Ionuț, relația trebuie să fie pe primul loc. Amiciția sau prietenia este de moment. Fiți unul lângă altul, ignorați răutățile și vorbele dulci venite de la oameni falși. Cu drag, Marga, Barbu și Giulia, grup nebunilor, Redane și Ionuț. Mulțumim frumos! Mulțumim foarte frumos! Știm, ne-am dat seama de locurile astea și... încercăm să mai dăm... încercăm să nu mai dăm importanță acestor lucruri și să fim unul lângă altul. Hai, te uite aici și vorbesc singur, dar nebun ceva. Mai încerc să mă concentrez. Și... Nu am dat seama de prieteni fals din competiție. Mulțumim că ne susțineți. În primul rând, nu avem nevoie de prieteni. Exact. Pentru că ne avem unul pe celălalt și... Prieteni, da, am fost cu adevărat o prietenă adevărată și dacă am dorit să nu fac anumite materiale, acolo s-a văzut că sunt o persoană loială și care pot respect. Dacă alte persoane au făcut anumite lucruri ca să fie făcute, este problema lor. Știu cine sunt, știu cine suntem și mergem mai departe. Noi vă mulțumim că ne susțineți și ne vedeți cum suntem cu adevărat și de restul nu ne interesează. Mama sau Ramona, să-i spui lui Vali dacă este invitat aici să vină, te rog frumos, da? Bine? Deci lui Vali să vină, că mi-e dor de el. Mami, mi-e dor de tine și sper să vii de Paște să te văd și eu, te rog frumos. Ce frumos e. Mm-hmm. El. Te încap, El. Da. Asta o iau mâine, în emisiune. Să te duci. Hei, uite. Ia-ți-mi. Ia. 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 Mătâni. Al tău e. De. Ce tare! Și așa e ce mișto sunt!
Păi frumos rău, da. Da. Ce nu știi făcut? Uite ce nu știu ce este. Dar miroase, uite. Mm. A ce miroase? Miroase a ceva... A avut ceva burete în el. Hai. Vă mulțumim frumos. Mulțumim frumos. Stai. Și la puzzle? Am și un puzzle. De la grupul Frăcelele Albaste pentru Ionuș și Loredana. Vă mulțumim foarte mult. Ei, ce mișto e. Uite. Aici cât am înțeles. Da. Și aici. Iubirea schimbă tot. Ce tare. Dă-mi aici. Dă-mi aici. Dă-mi aici. Ce să-ți dau aici? Pune biletul aici. A, mulțumesc. Și vreau să-l luam. Da, dă-i drumul, dă-i drumul. Haide. Și că dă mie, dar de fapt te duci tu. Ce bilet să-ți dau, că nu dau niciun bilet. Bagă-l acolo. Ho!